Dragi cititori, mă numesc Beniamin Chirican, sunt pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și doctorand la Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Am bucuria să vă anunț apariția unui volum la editura Herald, Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, în care am scris un capitol despre ziua șaptea a creației. Se numește acest capitol Sabatul între a fi și a face. O analiză a fragmentului din Geneza 2 cu 1 la 3. Subiectul acesta al sabatului m-a preocupat din două motive. Unul pentru că tradiția din care fac parte valorizează sabatul ca zi de repaus și închinare și am vrut să aflu ce este în spatele tuturor activităților sau regulilor pe care le avem cu privire la Sabat, care este semnificația originală a acestui concept, de unde a pornit el și care a fost rolul intenționat al său inițial. De asemenea, această cercetare nu are relevanță doar pentru mine sau pentru cei care sărbătoresc Sabatul, cum ar fi tradiția iudaică sau anumite confesiuni creștine, ci și pentru cei care au o altă zi de închinare decât sâmbăta, cum ar fi duminica în majoritatea cazurilor în creștinism. De asemenea și pentru persoanele care nu-și asumă o anume tradiție, dar care, ca noi toți, ne se bucură de zilele libere. Urmează în câteva zile, 1 decembrie, va, vor veni zilele de sărbătoare ale Crăciunului, ale sfârșitului de an, și toate acestea ne, pe noi ne umplu de bucurie. Încercăm să ne facem deja planuri, poate, sau avem deja planuri pentru cum le vom petrece cu familia, cu prietenii, luându-ne în orice caz un, o oprire, întrerupând ritmul acesta de muncă și deconectându-ne de tot ceea ce înseamnă efort fizic, psihic. Pentru toate aceste categorii, să zicem, de fapt pentru toți oamenii, subiectul sabatului este de interes, pentru că el reprezintă, de fapt, originea tuturor acestor zile speciale de închinare sau de repaus. De aceea am vrut să văd care este semnificația originară a sabatului. Și lucrul care m-a intrigat cel mai mult este, sau a fost și încă este, dacă noi oamenii ne bucurăm de niște zile libere. De ce în Geneză se spune că Dumnezeu este Cel care uh, s-a odihnit sau s-a oprit? Cum putem aplica acest lucru în dreptul lui Dumnezeu? Pentru că originea acestei, acestor zile libere, acestui concept sabatic, uh, îl are pe Dumnezeu ca inițiator. El este primul care s-a odihnit într-o zi anume, după ce timp de alte șase zile a lucrat. Asta la creație. Uh, cum putem să ne imaginăm că Dumnezeu are nevoie să se oprească sau se oprește? De ce anume se oprește? Evident nu obosește, nu? Dar care este semnificația acestei opriri? Cum putem să îl înțelegem pe Dumnezeu și ce ne spune asta despre el prin faptul că el se oprește? Și ce anume face atunci când se oprește? Face ceva? Răspunsul la aceste întrebări care m-au preocupat se regăsesc în capitolul sabatul între a fi și a face din cartea religiile lumii, imagini, texte, tradiții. Prin urmare, dragi cititori, vă încurajez să parcurgeți toate capitolele din cartea religiile lumii, imagini, texte, tradiții de la editura Herald și m-aș bucura să găsiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră în capitolul despre ziua 7. să găsiți răspunsuri la întrebarea de unde vine ziua mea liberă care este originea acestui lucru de care mă bucur și de ce nu să aflați care este diferența între a fi și a face.